Eu frumos mă duc un an de zile la școala de șoferie, mă fac tirist și mă duc cu tirul, frate, în Europa. Mm-hmm. Și acum, gen, vreau să mă revanșez la hustle. Lumea nu știe cum sunt eu ca om. Și vrea să vadă cum sunt eu ca om și, gen, de asta cred că sunt destul de cerut. Add it up. Vreau să încep așa să mă încălzesc, bun. N-am vrut să plec, care? N-am vrut să plec, dar care-i sens să rămân? Mă disprețuiesc chiar dacă am sufletul bun. Chiar, dacă m-ai rănit nu sunt gen să mă răzbun. Yeah. Yeah, man. Astăzi îl avem invitat pe IDKINP pentru prima oară în persoană. Ah, da, INP. Da, m-am gândit la... Ce faci IDK? Ce să fac, Emil? Am venit la tine la podcast, dar m-am trezit, am venit cu chef de viață. Bă, mersi frumos că ai acceptat invitația mea. I love you. Hai să ne cunoaștem mai bine, de cap, că noi ne-am cunoscut prima oară la Costinești, nu? Da, la concertele de la Vlad Arena. Uh-huh. Eu știam de tine de la gagica mea, mi-a zis de tine. Că ce ești de ăsta cu YouTube-ul, că faci podcast-uri, că nu știu ce ești. Eu nu știam de tine. Mi-a zis, ia, te-am văzut la Vlad Arena, dar nu m-am băgat în seamă cu tine, știi? Aha. Am dat noroc și atât, gen. Că nu știu, nu sunt eu ăla să vin să zic, știi? Uh-huh. Să mă bag în seamă așa. Nici eu nu sunt genul, dar nu știu cum am început să vorbim. Mă rog, cred că prin Lilca Gulă. Habar n-am, ceva în gen. Că eu sunt Lilca Gulă, stai. Da, stai Lilca Gulă. Păi hai să ne cunoaștem mai bine, zi-mi, te rog, de la ce vine IDK? Că bănuiesc că vine de la I Don't Know. Bă, am mai răspuns la întrebarea asta. IDK, da, vine de la I Don't Know. Când eram eu mai mic, în generală, stăteam cu niște băieți mai mari, gen de clasa 8-a, eu eram a 6-a, și mi-au dat o provocare să zic 4 ore nu știu, și am zis așa la toată lumea, gen profesori, gardian, toată lumea, gen am zis nu știu. Știi? Ar fi tare să faci și asta la podcast acum. Să zic nu știu? La fiecare întrebare. Păi nu mai are sens podcast-ul. Nu faci asta. Bă, tu n-ai mai fost niciodată la un podcast, nu? Asta e primul tău podcast. Am făcut 21 de întrebări cu... Nu, n-am. Podcast gen în adevăratul sens al cuvântului n-am. Nu, ăsta e primul podcast. Ăsta e primul podcast. Perfect, pentru că oamenii vor să te cunoască mai bine și îmi place că putem să începem treptat din copilă. Da. De când te-ai născut până în prezent. Da. Zi-mi, te rog frumos, de unde te-ai născut? M-am născut în Buzău. Uh-huh. Iarna, pe 29 decembrie. Bă, toată lumea îmi zice că nu par. Și nici din muzica ta. Da, gen am avut, nu știu, alt stil de a crește, alt stil de viață, alt stil de a mă dezvolta. În ce sens? Consider că m-am dezvoltat diferit de restul copiilor de vârsta mea. Și asta, gen, mi-a adus un plus. Uh-huh. M-ai întrebat, uite, de exemplu, cum a fost copilăria mea, da. Chestii de astea, știi? Da. N-am fost foarte fericit totul până să mă apuc de muzică, okay. Știi? Când am descoperit muzica și mi-am descoperit talentul și am început să cânt, atunci am început să urc și să-mi fie bine, știi? Uh-huh. Până atunci eram doar un simplu copil, gen. Eram un copil normal, dintr-o familie normală, fără bani, gen, exagerați, nici fără bani, știi? Uh-huh. Gen, era ceva normal. Era pur și simplu o familie normală. O nu familie era... cum venit mediu. Da, o familie normală din România, frate. Gen, ce da. Pula, tata e lăutar, mama e casnică în Italia, că ăsta e adevărul, gen, și nu mă feresc să-l zic, a fost casnică în Italia și acum s-a întors, gen, și pula mea. Ai spus că tatăl tău a fost lăutar. Da. Bănuiesc că, fiind într-o familie cu tatăl lăutar, ce gen de muzică ascultai? Păi, gen... Ascultam ce voiam, asta e faza, că eu ascultam fix ce voiam, gen. Tata nu îmi impunea să ascult ceva, tata mi-a impus numai să încerc să mă apuc de lăutărie, știi? Mm-hmm. De cântat cu vocea, lăutărie sau saxofon sau... Saxofon? Sau acordeon sau ceva, știi? Wow. Gen, tata voia să fac ceva, mie nu-mi plăcea chestia asta, eu am vrut rap, eu ieșeam pe afară cu golanii și mă învățau aia să ascult muzică și hardcore și CTC și nu știu ce... Și când ajungeam acasă, tata mă punea să fac... Știi ce zic? Bă, nu sună rău, ia. Tac. Și nu m-a... Gen...
Bă, acum nu m-a pasionat. M-am uitat chestia asta. Ai putea să-i aduci tatălui tău un omagiu, să faci gen o piesă trap, dar cu un ritm așa. Cu gheboasă, da. De o să-l bag pe tata pe o piesă, la un moment dat. Chiar? O să-l bag pe tata pe o piesă. Am vrut să-l bag pe Lună Plină. Ok. Gen, am eu o piesă pe Nonșalant, Lună Plină. Și când o trăgeam, era și tata în cameră, știi? Gen, stătea atent la mine. Să vadă ce fac, cum fac, nu știu ce. Asta oricum se întâmpla cu vreun an, gen, când încă eram la început, știi? Și nu prea foloseam eu bine toate alea. Și, gen, i-am pus acolo autotune în căști, toate chestiile, gen, suna prost rău de tot, știi? Gen, și nu l-am lăsat pe piese n-aibă. Gen. Dar o să fac odată o șpârlă, îi fac eu versul lui tata, gen, și cine știe. Bă, poate este gen hitul României. Cum ar fi? Cu tata. Da. Gen. Wow. Că nu s-a gândit nimeni să facă asta. I de capa tata. Da. Gen. I de tata. Ați auzit-o? Bă, ai spus chestia asta în premieră și trebuie... Păi așa e, frate. E I de mama, e I de tata și I de capa. Crezi că ai o obligație față de podcastul în persoană să faci chestia asta să se întâmple? Da, deci, clar. Clar trebuie să fac asta. O faci. Mă chem la clip. În ce clasă ești? A 12-a. Baftă, baftă de capa la că mai e bă cu acum. La ce profil? Bă, gen, eu am fost pe teatru până acum, până în clasa 11 am fost pe teatru în Buzău. M-am mutat în București acum în vara asta. Cum se numește liceul? Liceul de arte Margareta Sterian. Ok. Și am fost pe teatru acolo. M-am mutat în București, acum sunt la Filo în Hiperion, gen. Mm-hmm. Și e ceva lejer, pula mea. Ca să am și timp pentru mine, pentru muzică, să am și timp pentru școală, știi? Să nu fie ceva să mă țină, gen școala. Gen să mă trezesc în fiecare dimineață, să trebuiască să mă duc la liceu, să îmi fac teme, să chestii de-astea. Hiperion mi se pare gen un liceu destul de lejer, știi? Uh-huh. Gen vreau să-mi iau bacul și atât, frate. Păi cam asta contează, cel puțin în cariera pe care vrei să o urmezi. Da, gen. Dar de ce teatru? Ce te-a făcut să dai în la clasa 7 mi-a plăcut mie teatru, gen, am auzit de teatru, știi? Și eram, nu știu, nu pot să zic neapărat pasionat, știi, de teatru. Dar, gen, mi se părea tare, mi se părea un vibe, știi? Am văzut niște videoclipuri, niște chestii pe YouTube, îmi plăcea de Bendeac rău de tot, râdeam rău la glumele lui Bendeac și mi se părea tare Bendeac, gen, ca om. Că a făcut atâtea chestii, frate, și de când sunt eu mic și până acum, gen, omul încă are, gen, chestii tari. Și, gen, am zis și eu să încerc. Și, ce crezi, clasa nouă a fost tare, gen, pe teatru, mi s-a părut tare. Dar dintre a 10-a, când a început și pandemia, mi s-a tăiat tot filmul cu școala, gen. M-am pișat pe aia de școală, nu m-am mai dus, nu m-am mai nimic, gen. Am început să fac muzică și m-am axat pe muzică. 90% muzică, 10% restul. Da, ai jucat până acum în ceva, într-o piesă de teatru? Bă, îți dai seama că am avut chestii gen cu liceu jucate și așa, gen... Ce-ai jucat? Ce rol ți-a dat? Deci aveam o scenetă din Frumoasa și Bestia, în care eu eram ăla garson, Gaston, nu mai știu cum îl cheamă. Gaston, Gaston, cred. Da, ăla gen... Da, ăla rău. Da, ăla rău. Ăla care vrea să o cucerească pe bel. Și asta era gen un fel de scenetă musical, o chestie de asta, știi? Tu ai văzut Frumoasa și Bestia desenul? Da, și filmul. Bă, tu semeni foarte mult cu prințul. Cu Bestia după ce cu se transformă. După ce se transformă. Exact. Nu s-au gândit la chestia asta. Da. Mă rog. Și gen, nu știu, ne-a luat vreo 2-3 luni să învățăm toate chestiile alea ce trebuia să facem, gen că pula mea eram și mai mici și mai nebuni și mai clasa mai handicapată și ne-a luat ceva să învățăm. Am învățat, am prezentat-o pe aici, pe acolo, gen, și s-a terminat și filmul cu Frumoasa și Bestia. Știu că am făcut din toată munca aia pe care am depus-o, am făcut 5 lei. Gen, la un hotel ceva în Buzău am fost să prezentăm asta, știi, la o petrecere de oameni bătrâni. Și am prezentat chestia asta și, nu știu, a venit diriga la noi, ne-a dat 5 lei, auzi. Bă, aia a fost primii bani gen din ceva. Primii bani din făcut ceva, dintr-o muncă, știi? Uh-huh. Aia au fost, 5 lei. Bă, frate, mi se pare un lucru foarte interesant la tine. Tu ai spus că munceai când erai în liceu. Da. Adică aveai joburi. Da, frate, am fost animator la petrecere de copii.
Cum, frate? Cum, păi, cum ți-a venit ideea să... Nu mi-a venit nicio idee, au venit ei la liceu și ne-au prezentat, știi? Uh-huh. Și gen, ăștia de la mine din clasă erau mai handicapați, ți-am zis. Și au zis, vin și eu. Și îmi ziceau mie, gen, să mă duc și eu cu ei. Și eu ziceam, lăsați-mă, mă, că n-am eu chef, mă duc eu la copii, sunteți nebun la cap să desenez eu copii pe față. Și pula mea, m-am dus, gen, și fix în prima zi cu aia de muncă, cum ar veni, m-au dat afară că, gen, am făcut un copil să plângă. Că m-a pus copilul să-i desenez flutura și eu am făcut căcat pe față. Bă, da, și cu te plăteau aia? 50 de lei. Mamă, frate, bă, super tare, frate, că ai făcut asta, ai o experiență, măcar ai stat și o zi. Dar în rest, tu în ce erai costumat, în ce ai zis că erai costumat? Atunci, da. Eram ceva câine, gen patrula cățeilor, nu mai știu ce desen era. Ah, ok, ok. Gen ce desen cereau copiii, aia ne costumam noi. Dar tu știi să desenezi? A-a. bine, trebuia învățat, gen. Da, da. De curând, IDCAP, ai avut un boom pe internet, ai fost chemat la Urbanist. Uh-huh. Cum a fost experiența de acolo? Bă, experiența de la Urbanist, nu știu, mi s-a părut destul de tare, gen, asta era visul meu, frate, gen, crede-mă că era visul meu, Urbanistul, să ajung la Urbaniștii, uh-huh. Pentru că, nu știu, nu vreau să dau detalii despre niște sesiuni de Urbanist din trecut, dar pula mea, voiam să fac, gen, o sesiune la Urbanist, știi? Că mi se părea foarte tare, gen, voiam să arăt lumii de ce sunt în stare, nu doar că... pula mea, fac și o muzică, știi? Mm-hmm. Și am vrut să dau la Urbanist tot ce-i mai tare. Am început cu Candy 2 Remix de la Specii, da. Și lumea n-a înțeles filmul pentru că suntem puțin mai prea în spate, știi? Gen. Unii sunt și foarte tineri. Da, unii sunt și foarte tineri și eu sunt destul de tânăr și totuși știu. Da, totuși ai o cultură. Am o cultură, știi? Mi-a plăcut rap-ul din România. Uite, eu n-am destul de multă cultură de rap-ul din afară, pe cât am din România, știi? Gen, știu mai mult din România decât din afară. Știi că asta te diferențiază față de da. Restul. Mie mi-a plăcut mai mult din România, frate. Gen, nu mi-a plăcut să ascult Kendrick Lamar. Mi-a plăcut să ascult Dragonașul AK-47, frate, și cu Chimie. Gen, nu Kendrick cu, nu știu, cine Travis mai Scott. Travis, știi? Offset, da. Eu am început să ascult trap de ăsta din afară, gen, la modul șmecher, acum un an. Când m-am cunoscut cu Andreea și a început Andreea să-mi arate muzică, că dacă nu, gen, nu ascultam. Ascultam tot ce ascult eu. Andreea fiind iubita ta. Da, Andreea iubita mea, știi pe iubita mea. Da. Cum te-ai cunoscut cu ea? Pe TikTok. Clasic. Pe TikTok, eu îi apăream ei pe For You, ea mi-apărea mie pe For You, eu îi dădeam like-uri. I-am dădeam mie like-uri. A fost și... dragoste la primul For You. Da, a fost dragoste la primul For You. Uh-huh. I-am dat follow, mi-a dat follow, mi-am dat mesaj pe TikTok, un videoclip cu un câine care zicea N-word și mi-a zis mai încearcă, gen, știi? Aha. Gen că eu am să mă bag în seamă cu ea prin glume de alea de căcat, știi? Mm. Gen că eram copil, mă, terminat, aveam 15 ani, nici nu făcusem 16 ani. Și pula mea m-am dat la vorbă cu ea. I-am zis că am 15 ani, mi-a zis că nu mă crede. Eu am zis și că are 15 ani și că nu cred că are 20 de ani. Și i-a plăcut de mine, gen. Și eu am apreciat la ea că a fost, gen, singura care a crezut în mine, frate, de la început. Mm-hmm. Fără să trebuiască să-i demonstrez eu ceva neapărat. Știi? Fata a crezut în mine, gen. Și de asta merită tot acum. Mm-hmm. Pentru că a fost cu mine și când aveam țigări și e și acum cu mine când, gen... Îți iei cartuși. Îmi iau cartuși. Ai găsit. Să ne întoarcem puțin la Urbanist. Mi se pare, personal, sunt de părere că Urbanistul este o rampă de lansare pentru foarte mulți artiști. Da, uite, mie nu mi-a bubuit cum a bubuit la alții. De ce? De ce zici că nu ți-a bubuit? Gen, nu consider că mi-a bubuit Urbanistul meu cum a bubuit la altă lume, gen. Cred că lumea avea alte așteptări de la mine, la Urbanist. Să lași puțin Specii deoparte, să faci scâș-câș sau ce? Da. La chestia asta te referi? Gen, eu m-am dus la Urbanist rapper. Aha. Nu m-am dus trapper. Păi mi se pare că Urbanistul este un test pentru toți artiștii ăștia de trap care fac muzică să dea dovadă că, bă, la bază sunt ceea ce zic că sunt, rapper. Păi eu dacă am un album întreg trap, făcut jumătate drill
și jumătate trep. Nu e normal să vin la urbanist unde n-a văzut nimeni cum dau și bumbap, gen, și să vadă lumea cum dau bumbap. Eu așa am gândit-o, știi? Și de-aia am băgat 3 piese bumbap și 2 trep, cred. Nu? Da. Cred da, că așa a fost. Da, da. Nu mai mi-aduc aminte. Nu, a fost tai și ultima trep, gen. Dar cum funcționează chestia asta? Mai întâi ești chemat la urbanist și trebuie să scrii versuri pentru freestyle-ul de acolo? Bă, oamenii mi-au zis că, gen, m-au chemat la urbanist. Eu n-aveam piese pentru urbaniști, aveam piesele mele pe care voiam să le scot, știi? Și m-am gândit ce fel de... cum să o dau la urbaniști, cum să mă duc acolo. Și aveam ideile astea, cu bumbapul și chestiile astea, dar nu voiam să le pun neapărat în urbanist, voiam să fac eu alt album sau să le scot single-uri sau nu știu ce. Și am zis, dacă tot am urbanistul, să le fac la urbanist, știi? Și mi-am făcut versuri, am început, am căutat beat-uri, mi-a arătat Andreea piese șmechere, mi-a arătat beat-ul de la Pussycat Dolls cu Snoop Dogg de la Buttons, gen, mi-a arătat... Foarte, foarte, foarte bun beat-ul, da. Mi-a arătat chestii, știi? Și de la ea a pornit și urbanistul, gen, și o parte din urbanist, tot de la Andreea, știi? Candy 2 am făcut-o cu Andrew, din ideea mea, din capul meu. Al doilea beat e făcut din capul lui Andrew. Al treilea beat din capul meu și al lui Andreea și cu mâinile lui Andrew. Al treilea beat, nu, al patrulea, ăla stai, gen ăla trist, da, e făcut de mine, Andrew și de un băiat Iuli în studio. Și ultimul e făcut de Andrew, tot așa, o nebunie de-a lui, gen. La ce te gândești când scrii versurile? Sunt foarte curios la ce se gândește un artist când scrie versurile. Bă, la... gen, nu știu, am început să nu mă mai gândesc neapărat la tot ce real, gen. Nu mă refer să zic, gen, chestii false în versuri sau ce n-am făcut în versuri, știi? N-am zis niciodată ce n-am făcut în versuri. Gen, nu mi-am asumat chestii pe care nu le-am făcut în versurile mele, știi? Adică n-am mințit în versurile mele cu nimic din ce am zis. Gen, a fost totul real, știi? Dar când mă gândesc la versurile mele și ce să scriu și cum să fiu mai nou și cum să mă perfecționez, gen, încerc să mă gândesc mult mai mult în viitor când scriu versuri, știi? La situații și la chestii pe care, gen, aș vrea să se îndeplinească sau aș vrea să pot să fac să se îndeplinească, știi? Da. Sau pot să mă gândesc la chestii din trecut pe care le-am făcut și pe care, să zicem, acum... le regret sau sunt mândru de ele, știi? Așa pornește ideea unei piese. Gen, cum mă trezesc eu dimineața? Dacă sunt trist și îmi vine o chestie tristă în cap, pe aia o scriu. Dacă îmi vine o chestie șmecheră și de fală și de șmecherie, pe aia o scriu. Și eu am, gen, crede-mă că am 600 de piese scrise aici, am vândut piese de mi-a venit rău, gen. Și pula mea cu aia, gen, nu știu, chiar dacă n-am piese pe YouTube, gen, la câte am... vândut, gen, știi ce zic? Da. Eu tot am făcut mult mai multe versuri, gen, nu știu cum să zic, sunt mai dezvoltat, mi se pare că sunt mai dezvoltat în versuri decât știe lumea, știi? Pentru că eu am făcut mult mai multe versuri și am lucrat cu mai multe versuri decât știe lumea. Are sens ce zic? Da, are sens. Nu știu dacă ai înțeles. Am înțeles exact ce ai zis și mă gândeam la mine când, o mică paranteză, am fost o dată în Amsterdam și... eram cu un prieten și m-am gândit, bă, hai să facem o piesă trap. Ce versuri să scriem? Și am scris ceva de genul, să nu mă judești rău frumos, în restaurant îmi comand chinezesc, în club cu două limbi în gură, de-aia nu vorbesc, îmi complimentează dripul, îi zic mulțumesc, dar ai grijă la Adidas și nu-i vreau să-i murdăresc. Mă rog, asta nu e tot. Gen, uite, mi-ai zis să fac freestyle când vin aici, nu? Da. Dacă mă puneai să fac freestyle, ziceam aceeași căcat, gen. Pentru că la freestyle nu sunt bun, știi? Gen, da, dacă mă lași să-mi gândesc 2-3 versuri și să stau puțin pe filmul în care sunt, pot să-ți fac o chestie șmecheră, gen. Nu e, gen, nu e totul, nu poate să fie totul spontan, spontan, mereu, știi? Spuneai mai devreme că ai vândut piese. Cui le ai vândut piesele? Bă, gen, așa am început, așa mi-am început business-ul. Gen... cu vândutul pieselor, vândutul de versuri, 100 de euro piesa. Un refren și 4 strofe. Și
puneam pe story, ziceam, vând piese, un refren și patru strofe, 100 de euro. Plata așa, 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 nu dați mesaj să deranjați. Uh-huh. Ai și vreuna hit? Da. Nu poți spui care? Nu. Ok. Poate mi-o spui după. Spun. Dar dacă Doamne ferește n-ar mai merge cu muzica ai de cap, să zicem, s-ar întâmpla ceva, ceea ce nu, cel mai probabil nu o să se întâmple. Te-ai gândit așa, gen, da, dacă frate, avea un plan? Gen, m-aș apuca de muncă, frate. Uh-huh. Pentru că altceva n-aș mai putea să fac. Și gen de asta ziceam și chestia cu bacu. Vreau să iau bacu ca să fiu rezolvat pe parte. Să ai un plan B. Să am un plan B. Ăsta e planul A. Planul A e muzica. Până la 30 de ani eu zic că mă ține muzica. 30-35 de ani, Doamne ajută, 40. Știi? Să mă ține, să mă țină muzica. Dar din momentul ăla nu o să mă mai țină muzica și nu o să mai am ce face. Și nu vreau să ajung să am copii mari și să nu le dau ce vor. Știi? M-am gândit la ceva pentru tine. Mm. Ai spus mai devreme că ai fost pasionat de teatru când erai mic. Mm-mm. Nu? Pentru că asta, de asta m-am lăsat. Pentru că mi-am dat seama că nu pot să trăiesc din teatru. Da, da, nu mă refeream să joci pe un salariu de minim de economie la nu știu ce teatru. Mă refeream să joci într-un film. De ce să nu fac muzică de film? Da, da, gen sunt multe, pot să fac multe chestii pe lângă muzică, știi? Mm-hmm. Gen, uite, de exemplu, frate, gen, cine nu mai poate cu muzica dacă, uite, eu la 35 de ani nu mai am putere, nu mai am voce? Mm-hmm. Eu frumos mă duc un an de zile la școală de șoferie, mă fac tirist și mă duc cu tirul, frate, în Europa, gen, și... Știu că ai salariu ca tirist 3-4 mii, gen, pe lună. Și nu-ți trebuie mai mult. Apropo de tir, m-am rugat foarte mult să te întreb ce mașină voiai să fii. Bă, nu voiam să fiu o mașină neapărat, gen, eu ziceam mașină că, gen, eram copil retardat. Și ziceam mașină când mă întreba cineva ce vreau să fiu. Gen, eu mă gândeam la Fulger McQueen. Bă, la Fulger McQueen mi se pare că a fost cel mai cool personaj, da, Pixar. Da, vreodată. Clar, asta clar. Nu, de fapt, știi cine a fost mai cool decât Fulger McQueen? Mai știi minte secvența aia când a dormit el în tir și au venit mașinile alea multe? Da. Aia colorate? Mi se păreau, ăia sunt cei mai cool, gen, cele mai cool personaje din... Gen Tokyo. Da. Tokyo, da, varianta din Tokyo. Da. Zici, da, tu? Da, da. Și alea star, da. Eu, dar Fulger McQueen e... Da. Fulger McQueen. Fulger e... Nu știu, când eram mic eram cu Fulger McQueen, acum sunt cu Ronaldo, mă rog. Știu că nu ești microbist, nu o să te întreb de fotbal, dacă ar fi să ții cu echipe de fotbal, ține cu... FC Avântul Prăbușirea. Întrerup podcastul ăsta ca să vă anunț că săptămâna asta sunt reduceri pe onepuff.ro. Găsiți acolo toată colecția și dacă vreți să știți care este aroma preferată, este Aloe Grape. Mulțumesc frumos și înapoi la podcast. Dar în afară de muzică, la ce mai ești bun? Nu m-am gândit. Nu te-ai gândit? Bă, am făcut K1 când eram mic. Gen, am făcut 7 ani K1. Gen, zic, eu consider că și acum dacă m-aș reapuca de antrenamente, aș fi la fel de bun. Gen, pentru că eu când am făcut kickbox, în primul an de antrenament, gen, și de acomodare și chestii de astea, eu în primul an am ieșit locul 1 mondial în lume, gen. La vârsta mea, la categoria mea de kilograme și chestii de astea. Am fost în Italia și m-am bătut la nu mai știu ce categorii, gen am avut vreo 7 meciuri la categoria aia, le-am câștigat pe toate și am ieșit locul 1 mondial. Am mai avut alte două categorii pe care le-am pierdut. La una am ieșit locul 2 și la a treia m-a bătut o fată în primul meci. Știi ce urmează să te întreb acum, nu? După ce mi-ai spus ce? Chestia asta. Nu ți-a surus ideea de a participa la RXF? Da. Ba da, frate. Bă, gen, chiar... Nu știu dacă poți să faci asta având în vedere că ai 16 ani. De ce să nu pot? Nu crezi că contează? Adică nu știu cum sunt regulile. Bă, la frate, persoane dacă, publice. Gen, știi cu cine vorbeam de chestia asta? A. Că am fi cei mai egali? A. Cu tine, cu Cagulă. Da. A. Gen, da. Vorbeam cu Cagulă. Eu cu Cagulă avem aceleași kilograme, aceeași înălțime aproape. Ce înălțime ai? Am 1,80.
Ok. El are tot pe acolo. E cât mine, știi? Și la kilograme tot așa, slăbus ca mine, gen am fi cei mai egali la o luptă. Da, da. Și suntem și tovarăși. Mm-hmm. Știi? Da, aici e o problemă, cum fac cu masca? O port? Îmi iau cală. Păi o porți. A, stai mă, Rey Mysterio. Știi cum avea el masca? Da, gen, o porți. Da, facem? Facem. În viitorul apropiat o să vezi, o să vedeți că o să fim la Gala RXF. O să facem și noi niște bani ca lumea acolo. Ziceai că nu știu la ce mai ești bun. Ești gamer? Am fost în pandemie. Am fost gamer, gen nu știu cum să-ți explic. Eram la modul de, bă frate, gen nu voiam să ies din cameră să mă duc să mănânc. Că eram împrins în Fortnite. Gen, mi-am spart două controlere de alea. Mamă, tu ai fost cu Fortnite-ul? Eu am fost cu Fortnite-ul 2 ani de zile. Eu am fost cu Codul. Cu Codul? Da. Și Cod m-am jucat, dar când era mai mic. A apărut ăsta în pandemie, cum se numește, Warzone-ul. N-ai jucat Warzone? Nu. Eram cu Fortnite-ul, frate, nu, orice joc îmi ziceai putea să fie cel mai șmecher joc. Mă pișam pe el, gen, eu mă jucam Fortnite. Când era mai mic te băteai? Dacă tot știi să faci? Gen, asta? La ce te referi dacă mă băteam, gen, așa, random? Dacă ai avut bătăi. Gen. Bă, gen, îți dai seama că am avut conflicte și de-astea. Dar eu am avut, gen, implementat în cap o chestie. Când m-am dus la primele de-astea de antrenament, tot ce îmi zicea antrenorul, că în primul rând era și prieten cu tata bun, tot ce îmi zicea antrenorul era să, că sunt bun și să nu folosesc ce învăț aici, afară. Știi? Da, păi asta oricine te-ar provoca, principal. Oricine ți-ar zice ceva, nu folosi ce înveți aici decât ca să te aperi. Gen. Mm-hmm. Și gen, așa era, știi? Dacă eu nu am fost genul să mă bat, mie nu mi-a plăcut bătaia, mie nu-mi place bătaia nici acum, frate, nu înțeleg certurile, nu-mi place să mă cert, nu sunt genul să mă cert, știi? Mm-hmm. Dar, gen, nu știu, dacă era să mă cer cu cineva, gen, nu stăteam că fraierul, știi? Asta e fraza. Ai experiență. Da. Da, în versul te-ai certat vreodată? Nu. Nu? Și nici sneak diss-uri n-am dat și nici chestii de-astea, că n-am, frate, nicio problemă cu nimeni. Eu vreau să fiu ok cu toată lumea, gen. Și ești ok cu toată lumea? Sunt ok cu toată lumea. Gen, chiar cred că sunt ok cu toată lumea. Sper că toată lumea e ok cu mine. Dacă sunt greșit în fața cuiva în momentul ăsta, îmi cer scuze. Și cine vede podcastul ăsta, îmi cer scuze față de el și se simte că sunt greșit în fața lui. Nu vreau să am nicio problemă cu nimeni, s-au întâmplat și niște chestii, am regretat niște chestii pe care le-am făcut, s-au întâmplat niște chestii în industria asta muzicală. Vreau să fie totul mai light, mai chill, să fim toți așa, să fim toți, să ne iubim. Că dacă suntem toți așa, o să fim cei mai șmecheri și cei mai tari, gen. Și nu o să aibă nimeni ce să ne zică, știi? Uh-huh. Asta e toată chestia. Ăsta e marketingul de care vorbește toată lumea. Uh-huh. Gen, marketing, căcat, promovări și pula mea. Dacă toate chestiile astea ar fi gen... Și noi am fi toți în niște de-astea bune, în niște circumstanțe bune, ar fi cea mai tare industrie muzicală. Uh-huh. Ar fi peste pop. De 1000 de ori. Măcar loc de bună ziua să vă lăsați. Da, măcar loc de bună ziua, măcar noroc. Uh-huh. Știi? Da, frate, nu te suport, dar dau noroc cu tine. Dar de ce îmi spui toate chestia asta? Eu sunt un outsider. Ce se întâmplă în industria asta muzicală de... Nu se întâmplă, frate, nimic, dar știi că sunt certuri. Da. Știi da. Că se ceartă lumea. Și le vezi. Și îți pare rău ca outsider și ca fan să vezi, gen. Că se ceartă, nu știu, X cu Y. Și tu i-ai ascult pe amândoi. Da. Uite... S-a certat duo-ul României, gen. Mm. Și nu e ok. Că toată lumea îi iubea, frate. Știi? Și, na, pula mea. Nu pot să-mi dau eu cu părerea că... Nu da. Sunt în măsură să-mi dau cu părerea. Eu m-am simțit prost când s-au certat. E trist. E trist, știi? Asta e faza. Și nu vreau și eu să ajung să mă cer cu lumea, gen. Mm-hmm. Vreau să fiu ok cu toată lumea. Să mă iubesc cu toată lumea, să fie toți frații mei. O să fii cu frații tăi la Hustle. Da, o să fiu cu frații mei la Hustle, pe doi, la Azuga. Cum te simți, frate, că de-abia aștept, un festival? De-abia aștept. M-au și pus mare pe afiș. Când am văzut că m-au pus mare pe afiș și am zis, gata, gen, fac cel mai mare show. Crezi că ajută festivalul ăsta, gen, outsiderii care nu ascultă
muzica trap? Eu din cauza la Bish Please m-am dus și am avut așa un boost, știi? Mm-hmm. Gen Bish Please-ul chiar mi-a adus un boost. Nu știu care a fost faza, așa, chiar dacă am fost primul din ziua mea, cred că a treia zi am fost eu, ultima zi sau a doua zi, și am fost primul, au fost vreo 4-5 mii de persoane la mine, știi? Mm-hmm. Era și zi afară, pula mea, am cântat cel mai puțin de la festival, n-aveam albumul scos, n-aveam nimic scos, am cântat 3-4 piese. Și tot am făcut haos, gen. Mm-hmm. Și acum, gen, vreau să mă revanșez la Hustle. Și ce așteptări ai de la Hustle? Bă, nu știu. Ce, nu-mi fac așteptări, gen, vreau să fie tare doar. Mm-hmm. Vreau să văd pe toată lumea când le zic să ridice mâinile de sus și să fac așa cu mine, să văd dita mai gălăgia de oameni. Cu siguranță o să fiu și eu acolo undeva să fac de-abia așa aștept, la tine. De-abia aștept pe 2. Nu se poate acum. Pe 2 decembrie, de-abia aștept. Bă, am văzut, am observat la tine, pentru că am ochiul format la Costinești, că ai... Te pasionează așa hainele și ești, pare că ești genul de persoană care ești atent la felul în care te îmbraci. Bă, uite, asta cu hainele tot așa, a început de la Andreea. Mi-a deschis ochii cu hainele, știi? M-a învățat să mă îmbrac. Tipa chiar m-a învățat să mă îmbrac, știi? Mm-hmm. Gen, mi-a arătat site-uri de haine. Mă îmbrăcam și eu, ok, gen, mă îmbrăcam fix cum se îmbracă toți trepării, știi? Blugi skinny, Jordan și un hanorac. Dar vezi, frate, că acum nu mai sunt la modă blugi skinny. Trebuie să fie baggy. Păi nu vezi? Asta știu și eu. Baggy, gen. Training-uri, pantaloni largi, chestii, gen. Mm-hmm. Andreea m-a învățat să mă îmbrac. De la Andreea am început și cu pasiunea pentru haine. În afară de haine și muzica din afară, cu ce te-a mai ajutat? Cu ce m-a mai ajutat Andreea? Cu prea multe. Cu prea multe, frate, m-a ajutat Andreea. Nu pot să zic cu gen cu ce m-a ajutat Andreea. Mm. Gen, dar m-a ajutat cu tot. Dacă stai să te gândești, m-a ajutat cu tot. A fost acolo pentru mine, gen, din punctul 0 până acum. Mm-hmm. Din punctul A până acum. Nu știu, te-ai prins. Mm-hmm. Personal, ți-am zis și înainte să începem podcastul ăsta că de la tine îmi place cea mai mult melodia Promitem, mm-hmm, cu Berechet. Mm-hmm. N-am vrut să la care e sensoră, mă, disprețuiesc. Nu știu care a fost filmul, nu știu de ce am făcut versurile alea, nu știu de ce am făcut o piesă pop, nu mai știu care e beat-ul, nu mai știu care e ghidul, nu mai am vocile vechi, nu mai știu care e faza cu piesa aia, știu doar că am făcut-o și a spart pe toată lumea, gen. Întrebarea mea avea să fie, o întrebare care urma era, este... N-am făcut-o gen pentru TikTok sau ceva, știi? Promite. Am făcut-o că mi-a dat mie. Cred că mi-a arătat Andreea The Weeknd și eu a doua zi, gen, mi-am căutat The Weeknd Type Beat, mm-hmm, știi? Și am găsit beat-ul și am făcut Promite. Cine nu mai poate repara nimic? Cine nu mai poate repara nimic? Nu e un vers către cineva, din nou. A, nu? E un vers fix pentru vibe-ul piesei. Vezi ce zic? Da, nu, da, sunt, da, gen chestii aruncate spre cineva, că nu pot să mai repar nimic. Nu i-am zis Andrei că nu pot să mai repar nimic. A, nu mă referam la Andrei, pentru că a fost o... Nu. N-a fost nimeni, gen. Mm-hmm. Doar nu pot să mai repar nimic. Și de acum eu oculesc pe aia de m-a oculit. Gen. Nu-i normal? Da. Dar nu cred că mi-ai zis care a fost primul tău contact cu muzica trap. Adică mi-ai spus că ascultai muzică românească. Eu rap românesc, dar care a fost momentul în care ai zis, bă, eu asta vreau să fac, vreau să înregistrez piesa și unde ai înregistrat-o prima oară și cum am... Contactul cu trap-ul, da, a pornit de la Shatra Benz. Gen, rest in peace Nosfe, Dumnezeu să-l ordinească. Ascultam Shatra Benz mult, îmi plăcea foarte mult Shatra Benz. Eram prea mic și nu înțelegeam, gen, nu știam că pot să fac chestia asta. Gen, că am posibilitatea să fac muzică, știi? După a apărut Abi, care era de la mine din oraș, da, și am zis, bă, frate, Abi, gen, what the fuck? Gen, omul a făcut o piesă și a dat peste cap România. După a apărut Sebi. Tot din Buzău. Tot din Buzău. Ce ești cu Buzău ăsta, mă? Care, gen, am fost și suntem tovarăși în continuare. Și am zis că, bă, dacă ăștia fac... Fac și eu, frate, gen, nu se poate, știi? Și aveam un tovarăș, gen, din București, care mă tot chema la studiouri, la de-asta, eu eram în Italia, la mama, în vacanța de vară,
Și tot ziceam lui ăsta, hai, când mă întorc din Italia, vin la tine în București și facem o piesă. Prima piesă e și pe YouTube, puteți să o căutați, mi-e rușine de ea, dar e prima mea piesă, se numește Ariana Grande. Și am făcut-o, nu știu acum cât timp, acum vreo 2 ani de zile, o chestie de asta, știi? E prima mea piesă, mie mi se pare că sună decent, nu sună prost, gen, dar mi-e rușine mie de trecut, știi? Gen că pula mea nu mai sunt cum sunt acum, știi? Da, că stau să mă uișu la primul meu podcast, gen, aș vrea să stau să-l șterg. De fapt la primele podcasturi, că sunt... Și eu primele piese vreau să le șterg din tot sufletul meu. Dar la lume, gen, contează piesele alea, știi? Și o să se trezească la un moment dat un fan care mă ascultă de atunci să vrea să asculte piesa aia, să-și aducă aminte de ăla, de capa ăla, știi? Foarte bine dacă lași piesele alea. Le las, frate. Progresiv. Gen, da, să vadă lumea progresul. Ești un om care progresează, da. Și alții care vor să fie ca tine o să vadă prima piesă și o să spună, bă, uite, da, nu era cea mai bună piesă, dar acum da. E la hustle pe scenă. Da, acum e la hustle pe scenă. Și are și bani de cartuși de țigări. Nu mai vorbim. Cu cine ți-ar plăcea să colaborezi pe viitor? Din România. Ok, zi mai întâi din România și pe aia hai să vorbim de afară, dacă vrei. Bă, gen, uite, acum în momentul ăsta n-aș vrea să zic, pentru că, din nou, percepția oamenilor, gen, ar fi că aș vrea să mă bag în seamă cu persoana pe care ți-aș zice eu în momentul ăsta, știi? Mm-hmm. Și așa, gen, din România, mai bine o las light, știi? Și nu zic cu cine aș vrea să colaborez. Gen, vreau să colaborez cu mulți, eu vreau să colaborez cu toți, îi iubesc pe toți, știi? Dar nu vreau să existe vorbe, știi ce zic? Vreau să colaborez cu toți, îi iubesc pe toți, gen. Și respect pe toți și din punct de vedere artistic sunt fanul lor, gen. Sunt fanul trapului românesc. Super. Sunt fanul muzicii din România, știi? Și îmi place să ascult și aș vrea să fiu pe unele piese. Și cred că m-aș potrivi pe unele piese ale unor artiști tari din România, știi? Dacă ar fi din afară, da. Să vorbim din afară, eu ascult foarte multă muzică din Italia și a zice capă plața, din nou. Din UK aș zice pe Central Sea și din America, nu știu, în momentul ăsta a zice Kendrick, că de-abia ce-am dat și eu de Kendrick și mi se pare cel mai tare rapper, știi? În afară de rap? În afară de rap? Da. Ce mai asculti? Ascult orice. Orice? Ascult muzică, frate. Sunt fanul muzicii. Gen. Mă gândeam așa dacă... Nu am un stil. Gen, nu mă duc acasă și îmi pun Candy 2 de la Dragonul, știi? Mă duc acasă, depinde de vibe-ul meu pe care l-am. Gen. Și poate vreau să ascult o piesă, R&B. Poate vreau să ascult o piesă de la The Weeknd. Poate vreau să ascult drill de la The... Omorât și căcat, știi? Da. Poate vreau să ascult Future, să mă cred altceva, știi? Nave spațiale. Da, asta cu Future, da, eu... Cu The Weeknd, da. Plângeam pe The Weeknd, mă rog. Asta să e... nu-ți dea lacrimi de acum. Aia, că eu eram, îmi plăcea foarte mult de The Weeknd cu Selena Gomez, îmi plăceau de ei împreună. Și m-am întristat tot când s-au despărțit. Uite, am ascultat ieri Justin Bieber și Selena Gomez. Știi? Ce știi? Am ascultat de pe albumul lui Justin Bieber multe chestii. Gen, de pe albumele lui, de pe... Am văzut clipuri, gen, și piese pe care le știam și... Gen, am ascultat discografia omului. Mm-hmm. Să văd de unde a plecat, de la cum era el un puștălău, puștache de ăsta mic, avea 14 ani, bretonul ăla de căcat, da, gen, și toată lumea îl făcea gay. Și el în pula mea futea gen de-astea de la Victoria's Secret, modele. Și gen, cum a ajuns omul, știi? Gen, mi se pare tare Justin Bieber. Mi-a arătat Andreea și mi s-a părut tare, știi? Gen, mi-a arătat din punctul ei de vedere, nu din punctul meu de vedere, știi? Pe tu era, ce, erai hater la început? Nu eram hater, îmi place Justin Bieber de când sunt mic, știi? Ascultam Justin Bieber și Selena Gomez, dar nu înțelegeam care e filmul, știi? Eu, fiind puțin mai mare ca tine... Pe vremea mea când Justin Bieber a apărut la modă și a scoseseră Baby și toată lumea direa, bă, la școală, gen, dacă erai băiat și ascultai Justin Bieber, erai terminat. Toți băieții, gen, spuneau cine e Justin Bieber, toate fetele erau cu Justin Bieber. Bă, acum, dacă ascult melodiile, dacă eu ascult acum Baby... E mare șmecher. O dau la maxim. Da, frate. E un șmecher Justin Bieber.
Gen, omul chiar și-a întors toate părurile. Uh-huh. Ziceam mai devreme că, înainte, cred că înainte să începem să filmăm, că tu ai fost foarte cerut. Că eu îmi citesc comentariile și vedeam, bro, acum urmează IDK-a, bro, când IDK-a, am primit și mesaje pe Instagram, bro, când IDK-a. Da, pentru că lumea nu a văzut gen partea asta de Ștefan din IDK-a, mm-hmm. știi? L-au văzut pe IDK-a de pe YouTube, muzică. N-au văzut și niște povești de la mine, n-au văzut niște chestii de la mine. Îmi pare că și la alți oameni de fac podcast am fost cerut. Gen, cred că și pe acolo, știi? Pentru că lumea vrea de la mine să mă cunoască. Dar cel mai mult vreau să adaug că te-au vrut aici în persoană. Da, continuă. În persoană. Da. Gen, lumea nu știe cum sunt eu ca om. Și vrea să vadă cum sunt eu ca om și gen, de asta cred că sunt destul de cerut. Cred că ăsta ar fi motivul, pentru că nu mi-a apărut fața, frate, peste tot încă, știi? Gen, eu până să-mi scot albumul nonșalant, gen, nici măcar nu puneam poze pe Insta cu mine, gen, cu fața. Puneam și îmi puneam gluga așa pe ochi, să mi se vadă de la nas în jos. Nu știu, eram pudic. Dar acum, se uită la tine oamenii care vor să te cunoască mai bine. Ce le spui tu? Hai să te cunoaștem, să-l cunoaște pe Ștefan. Spune cum ești tu, Ștefan. Bă, eu, uite cum sunt. Da. Cum să fiu? Sunt un copil normal, frate. Gen, care, nu știu cum să zic, gen, vreau să fac ceva cu viața mea atât. Vreau să știu că am reușit să fac ceva. Știi? Vreau să fac 18 ani, să știu că, bă, eram mic și uite că eu făceam ceva, știi? Mm-hmm. Și, nu știu, sunt multe chestii pe care vreau să le fac, să pula mea. Mm-hmm. Pe care Ștefan vrea să le fac. Și ce vrea Ștefan să facă cel mai mult? Pe care urmează să faci? Bă, vreau să le arăt oamenilor cum sunt eu. Vreau să vadă ce gen de om sunt eu, cum mă port, cum sunt cu oamenii din jur. Nu vreau să creadă lumea că sunt arogant. Mi-auzeam vorbe că, bă, pula mea, eu credeam că ești arogant. Știi, când gen, nu știu, când te cunoști cu cineva și omul nu te știe, prima impresie despre tine o are că credea că ești arogant. Da. Gen, ai pățit chestia asta. Da, clar. Gen, nu? Da, mereu. Și eu am pățit chestia asta și mi s-a părut prost. Gen. Pentru că știu că nu sunt așa, gen. Și mai ales dacă nu vii să te bagi în seamă. Hei, salut, eu sunt Ștefan. Hai da, să gen, vorbim. Nu da. Sunt așa. M-am așteptat, m-ai chemat. Vin să zic tot ce pot despre mine, gen. Bă, ți-am zis, mă bucur din nou. Și chiar ești un băiat bun, gen, se vede chestia asta. Ești un băiat bun. Gen. Mulțumesc frumos. Dar poate că lumea spune că, nu știu, IDK-a într-un fel de la piesele tale, nu știu, poate... Păi am și piese urâte, am și piese frumoase, gen. Am piese care să placă la toată lumea, gen. Asta am încercat eu să fac. Uh-huh. Să fie și o fată care plânge și să ascultă o piesă, să fie și un băiat nebun care pleacă din club, știi, și vrea să asculte o melodie, să se haoseze mai mult, știi? Gen, am încercat să fac pe toate stilurile încât să placă la toată lumea. Asta a fost și Nonșalant, filmul albumului Nonșalant. Chiar dacă unii au zis că e repetitiv, că mă repet, că sunt flow-urile la fel, că sunt versurile la fel, eu am încercat să diversific cât de mult pot și să fac ceva ce nu s-a mai făcut într-un album, știi? Chiar dacă nu l-am dus unde am vrut și nu a ajuns albumul la nivelul la care mă așteptam să ajungă, tot am zis ceva cu el. Mm-hmm. Și tot am ajuns undeva cu el, știi? Gen, a fost rampa mea de lansare, a fost ideea mea, a fost creierul meu și eu zic că am făcut bine ce am făcut. Gen. Sunt foarte curios ce părere are tatăl tău acum despre ce faci. Bă, tata, crede-mă că e cel mai mândru om de mine. Gen. Da. E mândru, e fericit când îl sun, mă iubește, gen. Înainte nu era așa, știi? Râdea de mine, mă făcea ce ai mă salame și tu mai cânti, ce ai mă viața mea. Numai așa, știi, gen. Dar le făcea numai ca să mă ambiționeze. Și eu mi-am dat seama de chestia asta și am zis, da, așa faci, să vezi că ți-arăt eu, ție, știi? Și uite, acum, gen, când îl sun pe tata, râd cu el și îi zic, uite, tata, am fost acolo, am făcut aia, am fost la Emi în persoană, i-am zis de tine, știi? Chestii de astea, sunt chestii pe care îl face fericit, știi? Chestii mici pe care el le apreciază. Și el și mama. Și sora mea la fel, am și soră. Da? Ai soră? Da. Câți ani are? 23.
Super. Unde stă? Glumez, mă, da, ce da. Ai. Are gen logodnic. Da, și eu am iubită. Foarte bine. Mihaela, dacă vezi asta, te iubesc foarte mult. Și eu, Andreea, te iubesc. Doi simpli. Da, o să mor. Bă, vine Crăciunul. Bă, nu se pare că Crăciunul este perioada relației? Crăciunul e cea mai frumoasă perioadă, gen. Bă, eu iubesc Crăciunul. Da, frate, eu sunt eu. Obsedat de Crăciun. Eu sunt născut pe 29 decembrie, la 4 zile după Crăciun. Gen. Luna decembrie e cea mai încărcată lună, da. Gen... pentru mine. E și costisitoare, da. E și costisitoare, dar era costisitoare, nu mai e costisitoare acum. Știi ce zic? Da. Era costisitoare, acum nu mai e costisitoare. Și de-abia aștept să vină Crăciunul. Vorbeam și cu Andreea și ziceam, mamă, de-abia aștept să stăm și să împodobim bradul, gen. Și să ascultăm muzică de aia veche din anii 70, știi ce zic? Jingle bell, jingle bell. Da, gen, nu neapărat muzică de Crăciun, știi? Frate. Nu, lasă-mă să explic, gen, muzică de aia de se asculta la pick-up, veche rău de tot, din anii 50, 40, gen, cântată de Marilyn Monroe sau de-asta, știi? Gen, da. Ceva vechi rău de tot, foarte vibe-y și foarte... chill și liniștit, știi? Mie îmi place să fiu liniștit, frate. Știi piesa lui Elvis Presley, Are You, Are You Lonesome Tonight? No. Bă, gen Elvis Presley ascult eu, gen de Crăciun. Din perioada Crăciunului ascult Elvis Presley, sper că aia e muzică de Crăciun. Mamă, dar stai, acum am văzut că și pe 1 decembrie începe perioada de Crăciun, frate. Da. Fix la Azuga. Mamă, sper să ningă. Mamă, și eu. Hai să facem un... Hai să ne rugăm la Dumnezeu. Hai să ne rugăm să... Eu vreau să fac un om de zăpadă la Azuga. Eu îl fac pe scenă dacă ninge, gen. Vreau să fac... Dacă ninge și dacă e zăpadă la Azuga, când cânt eu, o să fie cea mai mare bătaie cu bulgări din istoria trepului. Da, în loc de moșpit? În loc de moșpit. Jur. E de capa. Te rog. Anunț și acum, oricum după tine, o să urmeze un podcast la mine foarte cerut de Christy Hope. Așa. Ai vreo întrebare pentru Christy Hope? Pentru Christy Hope? Da. Păi, mamă, m-ai luat prea repede, gen, trebuia să-mi pui întrebarea asta de acasă să mă gândesc. Dar te las să te gândești că oricum e magia editului, gen, vreau să te gândești. Vreau să știu, gen, ce e în capul lui. Ce e în capul lui când se filmează și... se postează, știi? La ce se gândește omul? Ce se gândește că o să facă, gen? Ce se gândește că o să atragă atenția sau de ce face chestiile astea, știi? Mă, de-abia aștept să văd, gen, nu o să mă uit la asta cu noi, gen, o să mă uit la ăla, știi? Efectiv. O să vreau să implementez o regulă. Fiecare om care se uită la podcastul cu Cristi Obra să fie îmbrăcat la costum. Mă rog, trecem peste... What? Apropo, nu știu dacă sar calul cu întrebarea asta, dar te întreb pentru că și eu am o relație. Crezi că Andreea e crezi că urmează următorul, crezi că o să te căsătorești? Da. Da? Da. Chiar? Da. Wow, și ai doar 16 ani. Da. Pentru că mi-am dat seama că alta n-ar fi. Alta n-ar face ce a făcut ea pentru mine. Și eu am zis chestiile astea în față. Eu i-am greșit Andrei și știu că i-am greșit și m-a iertat și a avut chestia asta să mă ierte. Și din moment ce a avut asta, dedicația asta pentru mine, frate, voia să-și lase facultatea, gen, din Anglia și să se mute cu mine, să rămână cu mine aici, știi? Și din moment ce a vrut să facă sacrificiile astea pentru mine și eu, în loc să fiu, gen, bun cu ea și chestii de astea, i-am greșit. Simt că, gen, trebuie să... nu știu cum să explic, gen. Eu vreau să rămân cu ea, știi? Vreau să rămân cu ea, orice ar fi. Bă, super de apreciat. Gen. Super. Nu știu dacă mă sor cu ea la anul sau peste 2 ani sau peste 3, 5, 10 ani, dar o vreau pe ea și atât, gen. Mă simt ca o babă de aia curioasă de la sat, jur. Bă, e super de apreciat chestia asta, e rar în zilele noastre. Da, știu că e rar. E foarte bine că v-ați găsit dinainte de faimă. Da, gen. Aveam 5.000 de followeri. 5.000 aveam, fix 5.000. Acum am aproape 70.000.
Consider că ai o comunitate de fani? Mm-mm. Pentru că n-am o comunitate. Păi am fani, dar n-am o comunitate. Gen, n-am neapărat gen niște oameni care sunt acolo doar pentru mine, știi? Mm-hmm. Pentru că încă nu le-am dat ceva ca să fie numai pentru mine, știi? Le-am dat niște materiale ca să le asculte, să vadă că sunt și eu, știi? Dar nu le-am dat numai ca să vadă că sunt doar eu pentru ei, știi? Gen, sunt și fani care sunt înnebuniți numai după mine, sunt și fani înnebuniți numai după Sebi, numai după Petre, numai după Ian, numai după X și Y, știi? E bine chestia asta. Da, e bine, știi? Dar asta vreau și eu să-mi fac gen o comunitatea mea să fie numai cu mine, știi? Mm-hmm. Și de-abia aștept să se întâmple chestia asta, gen. Uite, de exemplu, la Azuga, cred că o să fie gen la momentul meu, în primele 10 rânduri, comunitatea mea, știi? După încolo, gen de după alea 10 rânduri, o să fie și alții care mă știu, dar nu mă știu atât de bine ca ăia. Știi? Mm-hmm. Știi ce zic? Mm-hmm. La asta mă refer. Și o să se adauge în comunitatea ta. Da, și o să se adauge, gen. Mm-hmm. De ce nonșalant? Nu știu. mă gândeam într-una, eram cu scuze și îl întrebam, bă, frate, cum se numească albumul, cum să fie albumul, cum... Și el îmi zicea, n-am, frate, nicio idee, nu știu, habar n-am. E filmul tău, tu trebuie să te gândești. Și am zis, bă, cam ăsta e filmul albumului, mai... Mă doare în pelvis, așa, știi? Uh-huh. Mai nonșalant, știi? Pentru că, gen, nu că am vrut eu să par așa în fața lumii, știi? Dar zi tu un nume mai bun decât nonșalant la albumul ăla. În persoană. E nebun. Da. Nu, no, deci ok, nonșalant. Vreau să știu că mi se pare o presiune foarte mare să dai un nume albumului tău. Este, da. Uite, următorul album, i-am găsit numele gen în 2 secunde. Ah. Nu pot să-l dezvălui, nu pot să zic nimic. Zic ție gen, dar nu pe filmare gen. Ok, ok. Tot ce pot să zic e că e legat de ceva din copilăria fiecăruia dintre noi. Albumul meu, gen, care o să urmeze la anul, să iasă. Toți știți despre ce e vorba și toți o să înțelegeți filmul albumului, gen. Okay. Toți o să vreți să ascultați pentru că o să vedeți numele și o să vedeți numele pieselor și o să ziceți ce a făcut copilul ăsta, gen. Și toți o să fiți curioși să ascultați, gen. Și când o să ascultați, o să înnebunească capul vostru. N-ai făcut curioși, chiar vrem cel de-al doilea album, dar ce așteptă? Al doilea album al meu, gen, ăsta care o să iasă la anul, nu zic de Deluxe, că așa. Cum ar veni Deluxe-ul e al doilea, da. Știi? Al treilea cum ar veni, ca să înțeleagă toată lumea, știi? Da. Care o să iasă la anul, o să fie, gen, cred că cel mai mare proiect al meu. Gen, așa o văd. O să fie cel mai mare și cel mai important și o să ajungă la urechile tuturor. Crezi că ăla o să fie picul? Da, ăla o să fie. Și acum cu Nonșalant, ce așteptări? Să fie un boom sau... Nonșalant mi-a dat tot ce-am vrut, gen. Mm-hmm. Mi-a dat și faimă, gen, mi-am făcut și relațiile de care, să zicem, că aveam nevoie, știi? Pentru că nu faci nimic, frate, gen, singur. Și Nonșalantul m-a ajutat, gen, să-mi fac relații, să comunic, să mă împrietenesc, să chestii de astea, știi? Mm-hmm. Și de la am așteptarea să mă duc atât de sus încât să pot să mă duc în afară, gen. Acolo vreau, gen, la al treilea album, deja să încep să părăsesc România. Chiar? Chiar asta vreau. Gen, nu să dau în engleză sau ceva, că nu le am, știi? Dar să fac, gen, muzică în română cu artiști din afară. Tu știi, crede-mă că asta îmi doresc eu ca ascultător de rap sau... Și eu. Cum ar fi, frate, să... Ian cu Future. Exact, exact. Care sunt, gen, același stil. E de capa cu Cardi B. E de capa cu Cardi B, nu, e de capa cu... Nici nu știu cu cine mă asemăn eu cel mai mult din afară la stil. Cred că te asemeni cu nimeni. Știi că e un idicap în afară? Da, frate. Pe care, gen... Am aflat înainte să vii chestia asta. E un idicap în afară. Am avut și probleme, gen, cu
Apple Music, mi s-au postat piesele de pe deluxe la el pe profil, gen o chestie de asta, gen. Dar acum e ok, gen. Și nu știu, tipul nu e, nu știu, nu am ascultat niciodată muzică de la el. Știu că există genul Nid Capo acolo. Da. Vreau să-l depășesc. Păi, uite, mă gândeam că dacă o să te duci în America, să nu mai să rămâi Nid Capo, dar să le spui, dacă te întreabă cineva what's your name, să spui NS. NS? Nu știu. Pa. Nu mă, dacă mă întreabă cineva, îi zic Nid Capo. Gen. I don't know. El, Nid Capo ăla de acolo, cum zice? I don't know. IDK? IDK. 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 Poți să schimbi accenții. IDK. IDK. Nu, e penal. Nid Capo, să știi că eu am ajuns să te apreciez la podcastul ăsta. I love you. Pentru că, da, într-adevăr, pot să spun și eu, din propria mea experiență, că nu par cel mai friendly artist, cel mai friendly persoană, dar chiar ești un băiat bun. Atta, te descrie perfect cuvântul ăsta. Bun. 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 Nid Capo, bună. Bună. Bă, mersi frumos că ai venit la podcast. I love you. Și eu mersi de invitație. Bă, te apreciez foarte mult și ne vedem la Azuga, frate. Te pup. I love you. Un mesaj, dacă ai un ultim mesaj pentru fanii Nid Capo. Bă, aștept la Hustle, la Azuga. Aștept pe toți la Hustle. Pe 2 decembrie ne vedem la Azuga să facem cel mai tare show. Atât vreau să vă zic, nu vă zic mai mult. Am zis tot ce era de zis în podcastul ăsta. Pentru întrebări și restul, Nid Capo XH pe Insta. Vă pup. Nid Capo INP out. Pa. Pa.